În anul 2008 a demarat această afacere. În iunie am înființat societatea, după care în decembrie am depus proiect european. Tot a pornit de la ideea că aș fi putut să fiu șomer și am lăsat deoparte ideea de a intra în șomaj și m-am apucat de afacere. Această afacere în sine a plecat de la faptul că eram oarecum familiarizată cu finanțările europene pentru dezvoltarea mediului rural, altceva decât agricultură, fapt pentru care n-a rămas decât să studiez o anumită parte din ghidul de finanțare și să realizez că cel mai bun lucru pentru mine ar fi să mă apuc de făcut pavele, bolțari și borduri. Această afacere s-a născut din suprapunerea unei oportunități, finanțarea europeană, și a unei constrângeri, pericolul de a ajunge în șomaj. Elena a pornit din disperare să se gândească la lucruri pe care putea să le facă. Ideea ei a fost poate chiar genială, a identificat o nișă pe piață, a observat ceva care lipsea de pe piața locală, a studiat-o, a identificat surse de finanțare europene. Cifra de afaceri nu este foarte mare, dar avem bucuria de a crea câteva locuri de muncă și de a avea mândria sufletească că în acest fel câteva familii o duc mai bine decât o duceau înainte de apariția acestei mici afaceri. Se ocupă direct și personal de societate una din nepoate, care la fel ar fi avut posibilitatea să îngroașe rândurile șomerilor. Înaintea implementării acestui proiect nu aveam niciun fel de experiență, dar am pornit de la ideea că peste tot lumea se dezvoltă, toate gospodăriile își fac îmbunătățiri pe lângă case vechi, case noi care se construiesc și atunci nevoia de a avea un trotuar care să reziste în timp a fost unul din lucrurile pentru care am decis să mă apuc de această fabricuță. Nu știam nimic, asta nu înseamnă că n-am putut să mă informez, am luat manualul, am luat modul de producere, sunt publicate atât pe internet cât și de la cei de la care am cumpărat prima masă vibrantă. Asta s-a întâmplat de la o societate din Ploiești. E adevărat că la început au fost și rebuturi, dar asta se întâmplă peste tot. Am încercat și iar am încercat până când pavelele au ieșit așa cum trebuie. Personalul se instruiește fix la locul de muncă, pentru că cei mai mulți dintre oamenii de la țară s-au confruntat în decursul timpului cu tot felul de probleme, prin urmare au trebuit să se adapteze și să știe să facă orice. Băieții pe care îi angajez sunt permanenți, de 3 ani de când am afacerea. E adevărat, mai pleacă unul, vine altul, dar sunt 2-3 care rămân aceiași în fiecare an. Și ei la rândul lor, colegul care le vine, îl instruiește fără nicio problemă și atunci lucrurile se mișcă foarte bine. Am avantajul faptului că cei care muncesc aici sunt în imediata vecinătate și nu trebuie să cheltuie cu naveta, nu trebuie să cheltuie cu mâncarea la pachet și sunt alături de familie în orice moment. Este unul din avantaje. Nu pot să spun că forța de muncă este ieftină, pentru că nici la Slobozia forța de muncă nu este scumpă. În general, clienții noștri sunt persoane fizice. Nu suntem adepții comenzilor foarte mari. Asta și datorită faptului că producția noastră nu este una dintre cele industriale, este mică producție și atunci și clienții sunt pe măsura posibilităților noastre de a face față. Tot în această localitate avem o întreprindere cu putere mult mai mare, cu utilaje mult mai performante și atunci încercăm să facem față pieții. Nu trebuie să ne speriem de concurență. Dacă concurența este mare, este un gigant în poate chiar același domeniu, trebuie să înțelegem că ei fiind mari, mișcările lor vor fi încete și se vor adapta mult mai greu la schimbările de piață. În măsura în care voi vedea că sunt depășite de situație, există posibilitatea să ne reorientăm. De altfel, noi producem și bolțari, dumnealor nu produc și atunci cu siguranță intrăm pe piață cu bolțari mai mult decât suntem cu pavele și avem cum să supraviețuim.
În măsura în care concurența va crește, și asta se va întâmpla garantat, Elena va trebui să se adapteze, va trebui să facă ceva, fie să crească în volum și prin urmare să-și reducă parte din costuri, costurile fixe raportate la unitatea de produs, fie să vină cu produse inovative. O modalitate bună de diversificare ar fi producția de materiale similare, dar care ar putea fi folosite în organizarea și decorarea grădinilor și a spațiilor verzi. În multe alte țări, produse de același gen sunt folosite și prețurile câteodată sunt mai ridicate decât la pavele și la bolțari. Dacă reușiți să ne înțelegeți... Aceste cursuri au adus un plus de valoare și societății și nouă, pentru că n-am participat singură, am participat împreună cu nepoatele. Și din fiecare lucru cu care am venit în contact, am avut ceva de învățat. Am deschis un magazin online, am avut posibilitatea să ne promovăm atât societatea cât și produsele prin acest magazin, ceea ce este un lucru foarte bun. Elena se adaptează la presiunile pieții în trei moduri diferite, introducând noi produse, pavele, bolțari, introducând noi canale de distribuție, adăugând la vânzarea directă, vânzarea prin mediul online și mai ales continuând să se instruiască, atât pe sine cât și pe colaboratorii săi. Trainingul ajută la a menține poziția pe piață a firmei respective pentru a observa posibilitățile de diversificare a producției, posibilitățile de diversificare a modalității de producție, a sta în contact cu noile tehnologii care pot apare și care pot aduce scăderi de costuri și prin diversificare mărire de producție. La momentul în care am deschis această afacere, nu prevedeam că va urma o criză financiară. Din punctul meu de vedere, această criză n-a făcut decât să aducă prețurile la valoarea reală. Pentru că ceea ce se practica înainte era mai mult în beneficiu comerciantului decât al celui care producea pur și simplu. Și de aceea această criză nu pot să spun că am resimțit-o foarte tare. La mine valoarea produsului a rămas aceeași, salariile oamenilor au rămas aceleași. Și nu au suportat modificări. Meritoriu este că firma a reușit să se dezvolte, chiar în condiții de criză economică. Însă adevăratul test va urma în anii care vin. Ceea ce s-a întâmplat cu exploatările agricole, care au fost nevoite să crească pentru a fi eficiente economic, va trebui să se întâmple și în acest domeniu. Firma va trebui să crească pentru a-și reduce costurile unitare. Singura criză pe care am resimțit-o a fost în momentul în care am încercat să accesez și alte fonduri europene și m-am lovit de multe probleme în ceea ce privește partea de cofinanțare, în ceea ce privește sprijinul pe care îl pot acorda băncile pentru această parte de cofinanțare cu care trebuie să venim pentru fiecare proiect. O afacere de genul acesta în mediul rural ajută la reconversia profesională a forței de muncă locale. Lucrurile trebuie să se schimbe, agricultura nu se mai poate face la nivel mic sau mijlociu, trebuie să facă pe suprafețe mari. Poate ceea ce statul ar fi trebuit să facă cu mai mulți ani în urmă, dânsa o face acum prin reconversie profesională. Trebuie să se aibă în vedere că fiecare micro-întreprindere scoate din necaz cel puțin două familii, dacă nu mai mult, în fiecare localitate. Și sunt adeptul înființărilor micro-întreprinderilor în mediul rural, pentru că pământul deja se lucrează la scară mare. Oamenii au înțeles, deși la început au fost foarte dornici să-și ia fiecare pământul, acum au înțeles că pământul, dacă nu se lucrează în total pe suprafețe mari, productivitatea este destul de mică. Și atunci trebuie să ne dăm interesul și să... Statul român trebuie să intervină foarte mult și să ajute dezvoltarea mediului rural și pe alte ramuri decât cele agricole.